este un, așa cum am spus, cu multă amabilitate, prietenii și dar domnul Ro este un alt nivel, un expert de celălalt nivel. Împreună cu Dan Silviu Boierescu o să fie, o să las pe să vă povestesc cam unde parte de mâncare. Aici va fi bucătărie deschisă, va fi de mâncare în tot timpul zilei. O să mergem pe ideea de wine and pairing pe bune, da? O să rămânem și cu evenimentele speciale din continentele gustului. O să avem peste 70 de etichete la pahar, așa ca să învățăm cât mai multe despre vinul din toată lumea asta. O să existe tot felul de alte rețete sezoniere. Sper să vă placă, vă așteptăm cu drag, mulțumesc că ați venit. Îl las pe Dan, care e mai entertainer de felul lui, așa. Să n-ai că să vă plictisesc eu, să povestească restul și să vă anunțe ce s-a ducat cu care în seara asta, la parte cu ca și cu el. Lasă-mă picep și eu. Dar, te rog. Mulțumesc, Florin. Cine și-ar fi închipuit acum 16 ani, când împreună cu Florin Dejan, în care să construim brandul Playboy în România, într-o bună zi o să construim un brand legat de mâncare și cultură. Iată că este posibil și poate că nu întâmplător avem atât de multe femei frumoase în seara aceasta, alături de noi. Spune Florin Dejan, care tocmai a ocupat o creat din Abuzat, cum se pare firesc. Vreau să vă spun că experiența noastră comună se bazează pe multe elemente. Unul l-ați văzut și la intrare, există o placă albastră, e placa de domiciliu, singura din București, a Cavalerilor Vinului. Și profit de ocazie să salut pe confrații noștri care au venit un număr foarte mare să ne susțină, pentru care mai avem un pregătit un eveniment săptămâna viitoare. De asemenea, pe proiectul nostru comun, Continentele Gustului, care a scris deja un pic de istorie începând din iulie anul trecut, și chiar vreau să vă spun, că nu mai putem să spun, că în luna viitoare avem o zi tematică de tipată a Australiei, când ne amintim că acum vreo 200 și ceva de ani, când a